momentul actual, deci direcțiile municipale înregistrează o datorie de aproximativ 90 de milioane, compensațiile nominative aproximativ 45 milioane, fondul locativ se achită, deci rata achitării este 75,7%, cu 4,6% mai bine ca aceeași perioadă a anului precedent. Deci solicităm în continuare un efort mai susținut pentru a achita datoriile. Noi lucrăm iarăși, cum am mai spus înainte, într-un regim financiar foarte complicat.